O femeie a fost aspru sancționată pentru depozitarea ilegală a deșeurilor pe domeniul public. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au acționat pe bulevardul C de Loga, unde se afla o rampă clandestină de deșeuri provenite din amenajări interioare. În urma verificărilor s-a stabilit că persoana care locuiește la adresă a depozitat prin intermediul unei terțe persoane din rândul persoanelor fără adăpost, nepredându-le unui operator de salubritate autorizat. Polițiștii locali au aplicat o sancțiune în valoare de 15.000 de lei cu măsura complementară de igienizare a locației în cel mai scurt timp, lucru care s-a și întâmplat. Poliția locală Timișoara atrage atenția că se fac permanent verificări și se iau măsuri, astfel de fapte fiind sancționate drastic.